Laurențiu Reghecamp Junior se mută din România. Adolescentul de doar 15 ani va sta departe de mama lui, cu care are o relație de-a dreptul specială. Reghecamp Junior, fiind determinat să urmeze o carieră de succes în fotbal, este dispus să facă orice sacrificiu necesar pentru a-și atinge scopurile. Recent, el a anunțat public la știrile Antena Stars că urmează să se mute din România în viitorul apropiat. Fiind crescut într-o familie în care performanța este o valoare importantă, Laurențiu Reghecamp Junior este familiarizat cu standardele înalte și cu efortul necesar pentru a le atinge. Surorile sale sunt exemple vii ale succesului, plecând de acasă în adolescență și ajungând să se remarce în lumea fotbalului. Inspirat de exemplul lor, el își dorește să-și îndeplinească propriul vis și să ajungă la excelență în cariera sa sportivă. Chiar dacă această schimbare implică distanțarea de mama sa, cu care are o relație foarte strânsă, Laurențiu este conștient că este un pas necesar pentru evoluția sa în cariera de fotbalist profesionist. Cu toate că va fi dificil să fie departe de persoana sa de încredere, el este hotărât să facă tot ceea ce este necesar pentru a-și urma visul și a obține succesul în lumea fotbalului.